Taurii au acest Saturn învărsător în zona autorității, prestigiului și puterii. E vorba mai curând de direcție în viață, rol în viață, funcție pe care o au în acest moment, poate chiar și direcție pe care o urmează în viață. Și sigur că sunt tensionați pentru că Uranus este în zodia lor. Mulți tauri se întreabă încotro sau au sentimentul că acest încotro, chiar dacă îl văd, nu știu dacă e sigur. Dacă drumul ăsta spre o anumită direcție va fi continuat așa multă vreme sau mai apar iară alte răscruci și nu sunt sigur pe ce cale să o apuce. Dacă au în acest moment unii tauri deja o afacere pe rol sau au avut o afacere pe rol, nu prea știu cum să o gestioneze și e clar că trebuie să facă niște schimbări și să vină cu planul B și planul C, asta înseamnă să-și lărgească viziunea ca să poată integra aceste schimbări în afacerile lor. Afacerile însă înseamnă nu numai bani, înseamnă și un drum de viață sau investiții de viață pe care le-au făcut până acum. Și din fericire nu au tranzite de mare sacrificiu și de mare pierdere, ci doar trebuie să dea o altă semnificație sau alt sens, altă direcție lucrurilor pe care le-au construit și să le continue în alt stil, nu neapărat să renunțe cu totul la ele. Dar poziția pe care o au, cu funcția pe care o au acum și cumva lucrurile obișnuite pe care le făceau se schimbă, nu mai stau în picioare, e un pic dureros pentru ei, dar dacă sunt prezenți și fac schimbarea la timp, se repliază. Bun găsit, prieteni! Dacă vă plac emisiunile Canal 33, nu uitați să ne dați un like. Dacă vreți să urmăriți toate emisiunile de la Canal 33, vă puteți abona și veți avea parte de cele mai interesante emisiuni.